pe stânga, nu știu cine placă de asta cu arma asta în mână. Poate să mai fie și asta o chestie. Zici că din Doom. Zici că din Doom ăla. Doom guy. Chiar așa și zice Doom guy. Doom guy? Da, se vreo 10, uite că trebuie să mă duc până în parcare să mă mașină. Ai tot prostă? Da, chiar așa îi zice, dacă te duci pe, dacă te duci pe, pe Google și scrii Dooms, Doom main character's name, știi ce-ți dă? Dooms guy. Serios? Serios, no, chiar asta am scris. Waiting 6 minute, ce da, pula mea. Doom guy, așa îi zice, Doom guy. What? Sau legat sau cu spațiu. Trebuie să aștept toate 6 minute? Da, și la mine am dat și close, am și dat close la game tot 6 minute, spune. A, pula. Dar sper să mă lasă să mă joc, eu intru pe save de oră. Fac da, de nu te lasă, cred că te lasă. Păi mie mi s-a anulat că nu aveam 54 de lei, nu știu dacă mai pot să mai iau cup pe acolo. Când aveam bani pe card și... Lasă bă, crupe, cu ce ai vietul crupec? De ce ai nevoie de el? Ce ia bătă pasul, mai simplu. Să mă împacă. Don't need a battle pass, ai V-Bucks să cumpări battle pass. A, V-Bucks am, nu, don't worry, am 6000 de V-Bucks. Da, nu e problema de asta, pe mai că vreau să-l iau că mai deși skin-ul. Mă dără-mi vreo să-l. Știm că mă joc cu un skin maxim 2 când mai... Ah, crezi că mă joc cu 15.000? Biserica. Crezi că mă joc cu 15.000? Ce muzică are când stau aici să aștept să-mi va afula mă doare capul de la muzică. Intrăm pe alt joc, gata, am jucat prea mult Fortnite pe ziua de azi, COD. Am jucat prea mult Fortnite pe ziua de azi, va pula. Bă... Deci pot să spun că dacă mai pică tonar, pot să nu mai dau la niciun banner dacă mai intră timp de un an. Pentru că am să fac scol și hati cu tonar, am să fac orice gearboss cu Tarmil, am să fac. Vip un cod? Nu mă joc, frate. Little piece of trash. Intru puțin pe forma și pe om mă duc să văd ce mă joc, nu știu, ori poate... Cod. Am tu cod, papa. Nu, nu vin păcat pentru că nu merge controllerul. Controllerul mi s-a stricat controlul pe PS5. Nu mai merge, nici nu știu dacă folosesc în cod săgeată sus. Nu mai merge butonul săgeată sus. De ce nu mai merge butonul săgeată sus? După câte știu, nu se folosește săgeată sus. În Fortnite îmi folosesc, în Apex îți folosesc. Nu știu ce pula mea, nu știu de ce dracu nu mai merge. Dar doar săgeată sus. Nu i-am făcut nimica, nu am trântit controllerul, nu l-am aruncat, nu i-am dat cu pumnii. Efectiv nu i-am făcut nimica. Nimic nu i-am făcut, însă nu vrea să meargă, nu mai. Dar doar săgeată, atâta. De ce nu vrea să meargă? Nu știu. Mi se pare că săgeata sus pe cod, sau nu mai știu care e, pentru lanternă sau ce pula mea era săgeata sus. A, da, pahe lanternă. Pe zombie. Pe zombie lanternă și pe multiplayer? Ia, săgeata sus. Stai că zic eu acum că sunt înăuntru. Vezi dacă e ceva pe săgeata sus.
În Fortnite e inventariu, în Apex e ăla cum zice shield-ul. În save the de inventariu. Știi să schimba, știi aia din dreapta? Când ce? Faci punctele alea la 3000 de puncte arunci cu ceva? Mhm. Sau cu, e, săgeată sus, săgeată sus, jos, să alegi care vrei, gen, să te duci mai sus, să te duci mai jos. Da, o și dai, tot pe săgeată sus. Ba nu, nu dai, o dai pe săgeată sus? Nu dai pe săgeată sus? Nu. Da, pe ce o dai? Pe ce o dai? Elehir, cambiar, o alegi cu săgeată sus și o dai pe X? Cred că da. Cred că de la, o alegi cu săgeată sus sau săgeată jos. Ba nu! O alegi cu săgeată sus și o folosești cu săgeată dreapta. Deci fii atent. O alegi cu săgeată sus, săgeată jos, gen să te duci mai da, o alegi săgeată sus dacă ai două. Dacă ai una, ți-o dai da, automat. Da, da. Dacă ai da, două, dacă una, vrei să zicem ai... că ți s-a încărcat a doua, tu să zicem că vrei să încarci pe prima. Da, da, da. Tu dai săgeată sus sau săgeată jos să te duci pe a doua. Și cu gata, săgeată dreapta jocul. O dai. Și cu săgeată dreapta o dai. Cu săgeată stânga marchezi. E marcul ăla, e point-ul. Pula mea. Asta poți cu săgețile. Nimic altceva. Bă, mi-am luat un de ăsta. Cum plasă, nu știu. Mi-am luat un pachet cu niște mai multe skin-uri cu pula mea. Am Garv-ul ăla. Garv.2, știi? Bă, printul care am pe el n-are recoil, man. E burst, dar n-are recoil. Stai încă am și filmul meu, stai 2 secunde. Deci arma nu are recoil, no recoil. Băgăm o torete. Mm? Băgăm o torete în Fortnite. Băgăm o torete în Fortnite. Bim bim bum bum. Băgăm o torete. Rocket launcher back. Ah, rocket launcher-ul era back din sezonul anterior. M-a futat pe mine că nu stă de racheta, băgăm așa. Gerard a luat super bine. L-a băgat pe ăla din My Hero Academia, Deku. Deku? Nu? Acum le văd din filmuleț. Cum? Am văzut primul sezon din anime după numele. Și eu l-am văzut pe primul. Putu Spellington-ul lui, mă, dar s-a scut. Cine pula n-a joc Spellington?
Aia mi-am cumpărat cope acum, să am și eu. M-a luat cu cuțitul futus, mașeta lui Măta. Bă, nu. Nu vreau să dau așa. Nu. Robocapul ăsta era deja. Ce-am zis? Asta este din... Deci harta e nouă. Da, dar tot au schimbat pe harta. Tot e harta nouă, îți arată tot nevăzut. Dăm, uite așa. Cam cu... Cum cu fata asta deoarece e nouă. Battle Pass reward. Hai să vedem Battle Pass. Bro! A băgat Battle Pass cum era înainte, vechi. Adică așa de la stânga la dreapta. Și te duci așa frumos, cum era în sezonul la începuturi. La sezonul la începuturi. Da. Deci avem mai așa ceva, nu știu ce ăsta. Ăla era ce a fost cel mai șmecher Battle Pass. Ăla era cel mai șmecher Battle Pass din toate. Ăla când dacă făceai 100 erai God mode. Da, bă, era greu să faci ăla prima. Era greu să faci 100, mă. Battle Pass-ul făceai, dar nu te-ai să faci 100 să iei ăla, cum îi zice. Cum se cheamă? Battle Pass-ul făceai 100, dar level, nu puteai face 100 să iei. Level și îți dădea badge-ul ăla la 100. Nu e badge, e badge-ul ăla de sticker, sticker de level 100. Și badge. Badge. Eu vorbesc înainte. Chestia aia care o pui în fața la, da. Eu vorbesc de dinainte să vin astea. Atunci când faceai level 100 îți dădea un sticker, îți dădea un standard de level 100 și atâta. Ala îți dădea la level 100. Un standard și un sticker. Nu îți dădea nimic altceva. Înapoi în sezonul 3 când am început să joc. Da, știi care faza? Să știu să joc la fel ca acum. Da, man. Făcea acolo win-uri pe bani de rulante azi. Ar fi ceva să, gen, cum, să dai timp înapoi tu și să știi să joci jocul. Bă, da, bine, știi? Ca, sau să ca acum, sau acolo. Pula mea. Și să te întorci în prima zi când ai ieșit jocul. Te duceai acolo să ai și erai acum number one în Fortnite. Sau acum ani și ani când a apărut primul cod. Și acum cod player, cod pro player. Uh-huh.
Nu mă refer acum, gen acum câțiva ani când a apărut Warzone-ul. Codul, codul, începuturile, codul. Codul, codul, păi deoarece, ok, a apărut Warzone-ul, dar sunt alții care joacă codul de înainte, te sparge, te crapă, te bagă înapoi în lobby. Sunt codiști, să le zice așa. Codiști. Mamă, ce loading, spui. Doomguy posibil e ultimul sau... Deku. Astea sunt alea de la Doom, am înțeles. Nu, nu e Doomguy ultimul. E la 26. Deku e ultimul? Deku e ultimul, 100%. Ori primul, ori ultimul e Deku. Nu, nu e ultimul, Deku 100, nu e, garantez. Deku e de la spawn. Asta va trebui The Lost Survival. The Lost One. E una emo girl, să zicem așa. Hai, o să joci Two People cu ea 100%. 100%. Nu 100%, 100%. Nezumi? Nezumi e din asta? Din... Din anime? Nu știu. I don't have a fuck. Pururum. Asta îl cheamă The Angles. The Angles. Un fel de Knight. Arată bine asta. Oh, la level 94 arată super bine, The Angles Champion. Looking good. Și 100? Nu e la 100, bro, asta este ultimul. Atelul ăla se cumpără din shop, mamă, din nimic, mai muiești de fel. Așa știu. A, Deku și Witcher apar mai încolo. Witcher vine în 65 de zile.